Transportatorii de mărfuri moldovenești au obținut posibilitatea de a efectua operațiuni de transport din țările UE fără autorizații pentru transport rutier. Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spânu, a anunțat acest lucru pe rețelele de socializare. El a menționat că acest lucru a devenit posibil datorită semnării acordului de liberalizare a transportului de mărfuri cu Uniunea Europeană. Am făcut ca lucrurile să se întâmple, am făcut pași să se integreze cu succes în sistemul de transport european. Avem un rezultat la care a lucrat o întreagă echipă, de la funcționari publici până la cei mai înalți factori de decizie, a scris Andrei Spânu. Potrivit acestuia, în acest fel, transportatorii moldoveni pot încheia contracte de aprovizionare cu mărfuri, în special produse agricole, folosind rute alternative pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Aveți cale liberă, nu e, aveți libertate, costuri mai mici și beneficiați direct de apropierea noastră de UE. Acest coridor al solidarității va pune capăt tuturor problemelor întâmpinate pe parcursul acestor luni de conflict, dar și a vechilor istorii, când transportatorii trebuiau să și împarte autorizațiile. Odată cu acest acord, această istorie nefastă se încheie și nu se va mai repeta, iar noi avansăm deciși către Europa, subliniat vice-prim-ministrul. Acordul este valabil până la sfârșitul lunii martie, 2023 cu posibilitatea de prelungire.